Au fost scene cumplite într-o pădure din Cluj-Napoca. Doi jandarmi au fost atacați cu scânduri și bucăți de lemn de mai mulți bărbați care se aflau la furat de lemne. În urma încăierării, unul dintre jandarmi a fost rănit și transportat la spital. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Da, da! Da! Are drept! Are drept! Uitați-vă! 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 O acțiune de control în pădurea jandarmilor din Călățele, județul Cluj, alături de angajații ocolului Silvic, s-a terminat cu scandal. O grupare romă a fost deranjată de prezența jandarmilor în pădure și a început revolta. Înarmați cu scânduri și bucăți de lemn, bărbații au început să atace oamenii legii, însă la un moment dat unul dintre jandarmi folosește un spray lacrimogen pentru a calma spiritele. De departe, mai rău s-au încins, iar unul dintre jandarmi a fost bătut bine. De ce ai mai lovit în pădure? De ce ai mai lovit în pădure? La mașină! Da, da, da! Da! Culmea, imaginile au fost filmate de celălalt coleg al său, care voia să aibă dovada atacului în urma controlului efectuat în pădure. Bărbatul atacat a fost transportat la spital. Polițiștii din Hoedin